În anul 2015, operatorul zonal de apă și canal APA Servisesa a avut foarte puține reclamații cu privire la calitatea apei, cele mai multe dintre acestea fiind nejustificate. Apa pe care giurgiuvenii o primesc la robinet este una care respectă toți parametrii impuși de normele legale, dar preocuparea pentru calitatea apei rămâne una constantă pentru operator. Pe de altă parte, APA Servisesa a demarat inventarierea generală a branșamentelor și racordurilor, o activitate solicitantă, dar care, odată încheiată în municipiu, va continua și în localitățile județului unde operatorul este activ. Această comisie care a făcut inventarierea, vă spuneam că a găsit în jur de câteva sute până la data asta. Noi vom continua pentru că este o pierdere a operatorului, neluarea în evidență și efectiv neîncasarea serviciului prestat. Datorită prețului mic al serviciilor prestate, unul neschimbat din anul 2012, societatea a trebuit să se orienteze spre economii pentru a putea susține unele creșteri impuse legate de cheltuieli. Ca atare, APA Servis a hotărât să schimbe furnizorul de energie electrică, reducând cu 11% cheltuielile legate de energie. Vă spuneam că facem economii în sensul că am și pentru facilitățile pe care Bursa Română de Mărfuri le creează operatorilor, am schimbat furnizorul de energie electrică, de fapt de la începutul anului viitor o să-l schimbăm. Nu vi-l spun care este pentru că nu vreau să-i fac reclamă, însă am obținut o reducere de 11% în valori absolute ale prețului la energie electrică. Din investiții proprii și cu sprijinul Consiliului Local, APA Servis a abordat introducerea apei și a canalizării pe o serie de străzi mici, omise în proiectele mai vechi. Este vorba despre 2,5 km de canalizări și 1,6 km conducte de apă. Asta înseamnă destul și cred că ne apropiem, dacă nu cumva mai sunt omise din nomenclatorul stradal anumite străduțe care poate chiar n-au denumire, ne apropiem de a finaliza complet în primăvara următoare, astfel încât nimeni să nu mai rămână fără acest serviciu. La finalul conferinței de presă, directorul general al APA Servisesa a ținut să adreseze giurgiuvenilor un mesaj ca de final de an. Mesajul este unul cotidian. Consumați apă pentru că este bună de băut și sănătoasă. Vă urez fiecăruia dintre dumneavoastră să fiți sănătoși, să aveți bucurii, să petreceți sărbătorile cu bine și să vă aducă Dumnezeu un an bun nou.